Vă promiteam în ediția anterioară că săptămâna aceasta discutăm despre diete. Din acest motiv îl am în continuare alături de mine pe Florin, care o să ne povestească astăzi despre o altă dietă. Mai exact despre regimul disociat. Regimul disociat se bazează pe consumul unei singure grupe de alimente în decursul unei anumite perioade de timp. Grupele de alimente pot fi următoarele: legume, carne, pește, brânzeturi, fructe, cereale. Și ele pot fi manevrate așa cum vrea fiecare. Există foarte multe interpretări ale acestui regim. Adică, deci nu există o rețetă anume prin care trebuie să mâncăm astăzi, sau, eu știu, o ordine hotărâtă de cineva. Nu, dacă Atkins este inventată de doctorul Robert Atkins, regimul disociat nu are niciun... Nu are niciun inventator, e pur și simplu din popor adunat. Și e telefonul fără fir, cineva s-a trezit să mai pună după ureche, i-a mers persoane respective nu știu ce zi cu nu știu ce aliment. Și așa s-a dus și s-au făcut tot felul de variante. După părerea mea, este unul dintre cele mai proaste regimuri, dăm voie să spun asta. Din ce punct de vedere? Pentru că este foarte dezechilibrat din punct de vedere al nutrienților. Cum ar fi ca să mănânci o zi doar legume? E frustrant. Pentru organism, pentru stomac, și pentru noi, ca psihic, bănuiesc. Din toate punctele de vedere. Deci, într-adevăr, se slăbește, dar avantajul ăsta l-aș transforma în dezavantaj, pentru că slăbirea este una nesănătoasă. Vedeți? Omul slăbește, se bucură pe cântar, wow, am slăbit cu disociat, dar nu-și pune întrebarea, oare ce a slăbit? Mușchi? Sau grăsime? Apă, el vede cântarul, zice, wow, 3 kg, super mulțumit, îl dă mai departe, funcționează și uite așa se duce o informație. Tu ești de părere că noi dăm din masă musculară jos? Sau? Da, în cea mai mare parte da, pentru că având în cadrul regimului zile numai de fructe și de legume, practic privăm mușchii de combustibilul lui, de proteine cu care el trăiește, se hrănește, se menține, poate, iar proteinele au un rol foarte important, deci sunt de departe niște substanțe incredibil de benefice pentru organism, pentru masa noastră musculară. Consumăm mai multe calorii, metabolismul se accelerează. Din câte știu eu despre acest regim, ajungem foarte repede la efectul yo-yo din principiu, da, din tocmai, pricina acestui regim. Tocmai de asta am vorbit și ieri despre efectul yo-yo. Practic se pierde foarte multă masă musculară. Mai sunt unele variante, că mi-am adus aminte acum, gen 3 zile vegetale, 3 zile produse de origine animală. Deci cum e să mănânci 3 zile, să privezi mușchii tăi, creierul și alte organe vitale care se hrănesc cu proteine, cu aminoacizi, țesuturile, hormonii, părul, unghiile. Absolut orice. Orice. Desnește. Să privezi 3 zile de acele substanțe și să-i dai cu totul altceva. Niște substanțe, într-adevăr, benefice, dar nu esențiale. Iar, după cum spuneai, să revin, efectul yo-yo se produce și mai accentuat la acest regim, tocmai pentru faptul că se pierde foarte multă masă musculară. Deci nu recomand la nimeni o zi fructe, o zi... Cum ar fi să ai o ieșire, să fie o aniversare, să te duci la restaurant, să comanzi, dați-mi și mie o porție de legume, că astăzi doar varză, nu, morcovi, și altceva, atât.